Nu uita să folosești referalul meu 807 atunci când te conectezi pe serverul nostru Bihood România. Remo băieți și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal cu RegeMP pe serverul nostru preferat Bihood, ca de obicei. Astăzi suntem aici cu această blondină sexy, Hailey este numele ei. Așa, nu contează asta, ia uitați ce prezență minunată avem aici. Așa că, da mă băieți, vreau să-mi cer în primul rând scuze că n-am mai postat de vreo 4 zile. Efectiv, nu am avut nici chef. N-am știut exact ce să postez, dar n-am zis, băi, azi trebuie neapărat să filmez. Am vrut să filmez de ieri, dar n-am mai filmat, bă, dar am niște frame drop-uri. Nu înțeleg de la ce. De la ce o fi frame drop-urile astea? Bine, nu sunt așa de mari, dar na, în fine, nu contează. Da, mă, băieți, am făcut clipul ăla cu update-ul care urmează, care o să se schimbe economia, încă nu s-a schimbat. Deci am înțeles, de pe întâi parcă se va schimba economia. Așa, la clipul cu tichetele cu tombola, am aflat o comandă în care voi puteți să vedeți tichetele pe care le aveți pentru tombola, dați /mytickets, fix așa. Și aici puteți să vedeți câte tichete aveți, da? Și vă scrie că se termină pe 31 mai la ora 12 noaptea, evenimentul în sine cu iPhone-ul, cu tombola. Așa, ce s-a mai băgat? Deci am înțeles, s-a scos Battle Pass-ul, da, deci uitați, dacă dați /bp, adică /Battle Pass, avem aici această comandă, este dezactivată de un administrator, motiv sezonul încheiat, s-a terminat sezonul de la Battle Pass-ul anterior și acum o să urmeze să bage noul Battle Pass, nu știu când, nu cred că mai este foarte, foarte mult și urmează, bun, apoi, na, calendarul în sine, s-a băgat calendarul, deci vedeți, na, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Uitați, miercuri, spre exemplu, 17, avem 50% clan job boost. Ah, ok, job boost și respect point și restul care mai sunt. Bun, o să vreau acum să mergem, că mi-a picat un ticket. Avem un VIP plus card ticket și am zis că, bă, dacă tot nu am VIP pe VIP plus pe ăsta, am zis că merg ca să-l fac full, să zic așa, să-i pun VIP plus la șotarul, la motorul care eu înainte făceam fii și clipuri în sine pe la început, dacă știți. Dacă sunteți urmăritorii mei de la început, știți că eu făceam clipurile cu șotarul, pentru că încă nu aveam mașină. Așa că hai că mergem să-i punem acum. Deci am înțeles, nu merge să vând efectiv tichetul ăla și am zis, băi, dacă nu merge, nu-l țin acolo de formă. Așa că pun pe șotarul. Mașina asta oricum e extra full, deci nu mai are rost să pun pe ea. Ia să dăm noi un slash, bă, să spawnăm noi șotarul. Ia uitați-l aici. Ideea este, la mod pe costa, hai să vă arăt un bug, uitați. Bine, se vede și pe zi, uitați cât de tare strălucește. Dar dacă îl punem noaptea, îți dăm STT23, efectiv, nu se mai vede absolut nimic. Bă, deci neonul ăsta e prea puternic. Ăsta e dezavantajul la mod pe costa, zic așa. Hai să dăm înapoi STT14. Bun, dăm tickets. Mi se pare că trebuie să fie un vehicul, ia, use. Am pus? Da. V plus, ai primit 6 milioane. Ok. Bun. Ia. Acum dacă dăm slash V, da, are V plus. Perfect. Ia să dăm noi un... Deci are... Sau ia, nu putem noi să dăm Show Tuning Hendrix RPG. Da, de aici, aici ne arată tuning-urile. Da, nu contează astea. În fine, important este că am pus. Da, sunt cred că și puțin răcit. Aia m-a făcut pe mine să nu postez, să zic așa, zilele astea. Așa, în continuare, deci am completat și raportul la paramedic. Ia să dăm noi extra și raport. Și am făcut 45 din 45 de heal-uri la rank 4. Deci nu o să-mi dea direct rank up, da, direct cu la prima săptămână. O să dureze 2 săptămâni. În a doua săptămână, cum am făcut raportul, am și luat rank 5 și putem să ne plimbăm cu o nouă mașină la rank 5. O să fac un clip special, să zic așa, cu mașina în sine. Și dacă ați văzut, avem deja 32 de zile în paramedic, o lună și o zi de când noi suntem în paramedic. Deci eu nu pot să înțeleg efectiv cum a trecut luna asta. Nu știu, a trecut așa, efectiv, foarte repede, știi? Nici nu am simțit cum au trecut zilele astea, dar știți cum e. În ziua de azi trece timpul foarte repede. Ce pot să mai zic? Am strâns ceva vouchere, am 7. Bine, nu mai am ca în clipurile anterioare când aveam mai multe, dar n-am mai scăzut. Când făceam giveaway-urile și am mai folosit și am mai vândut. Acum, na, eu aștept în sine să se bage update-urile, sper că și voi la fel, mai ales că acum vine vara, frumos, poate o să se strângă playeri, o să ne jucăm împreună și așa mai departe.
Totodată avem parcă un open crate, ia să vedem, avem un lucky or not. Putem să ne încercăm norocul, din ăsta poate să pice Puto, care are șanse de 99.75%. Sau Bugatti Veyron Shard, 0.25, da, asta e, mergem, îi dăm un open crate. Să vedem dacă pică ceva, ceea ce nu cred, că pică Puto, îți dai seama, nu o să pice în viața mea Bugatti Veyron Shard. Dar, na, asta e. Nici măcar să mi-l arate pe aici, nu, nimic. Și am deschis 4. Asta e al 5-lea, practic. Dar, na, asta este. Puto. Ne-a pus punct. Îți dai seama, o să merg direct să-l vând, că nu-l țin. Pentru că am deja o mașină. O mașină bine. Am zis că, bă, o țin de colecție, știi? Nu o vând, că na, n-ai de o să știi. Poate în viitor, mai știi, o țin acolo de colecție. Nu cu ideea neapărat că s-o vând, că poate scumbește prețul, că până la urmă foarte mult lumea a deschis asta. Și creditul ăsta și vreau să fiu demis. Ok, baftă. Deja un băiat, MHN, vrea să fie demis din funcția de paramedic la rang 3. Da, o să spun, baftă în continuare. Așa, să zicem noi acolo un rând. Bun, mergem acum, dăm un sell car. La asta mă, trebuie să mă duc să urc în ea și după să plec la sell car acolo cu ea. Bun. Ia uitați, l-a deschis 3 lucky or not și a picat futo, 3 futouri. Doamne. Așa, ne urcăm în ăsta și mergem și în direct sal car, dar merge foarte rapid mașina, e cea mai rapidă de pe serul, ia uitați și voi. Doamne, parcă îți vine să mergi de drag cu mașina asta. Așa. Oricum, nu vă așteptați, mi se pare că asta se vinde cu 1.000.000. Deci nu se vinde la un preț foarte, foarte mare. Nu vă gândiți. Așa, și mai venim aici și dăm slash sell car. Și uite, ești sigur că vrei să-ți vinzi futo-ul pentru 1.000.000? Da. Bun, și acum ca să nu stăm să merge până la BMW, îl spawnăm, îi dăm teleport. Așteptăm să vină și ne urcăm în el. Da, mă, băieți, cam aici o să încheie episodul. Îmi cer încă o dată mii de scuze pentru inactivitatea pe care am avut-o. Zic așa, n-am postat de 4 zile, live-ul nu prea am mai făcut. Dar vă promit, și vă promit cu mâna pe inimă, că reîncepem ca lumea să postăm diferite clipuri în sine și... Na, ce pot să zic? Sper că, na, v-a plăcut acest episod. Noi ne auzim data viitoare, mă băieți. Eu am fost Hendrix, aka domnișoara blondă sexy. Vă pup pe toți și baftă!